Și acum ultimul articol. Ceva de genul, era pe stradă și auzi ceva de genul. Când sunt copiii care se duc la grădina zoologică? La noi, la grădina zoologică, au fost un caz mai aparte. Sile Cămătaru sau Nuțu Cămătaru sau cum vrei să-i spui, avea niște animale, urși, lei, bine că nu erau și girafe. Și când a intrat poliția în casă și au filmat, așa și că așa și că nu știu ce, ajung la concluzia că acele animale sunt ținute în condiții improprii. Așa că le-au luat și le-au dus un pic la grădina zoologică din Bucov sau grădina Ploieștiului. Până aici nimic important. Dar cum fac părinții când îi arată copilului ursul? Uite, mami, ursul, Unuțu. Știi, mergi pe stradă și auzi. Și ți-a plăcut la grădina botanică? Da, am văzut ursul Unuțu. Făcea mor, mare și gros cât casa. Mai stai un pic, ce mai stai? Și ce ai mai văzut pe acolo? Cai, rechiziționați de poliția locală, de la țigani, care trăgeau căruțele care nu aveau voie să intre în oraș. Păi na, ce, decât să le ducem la abator, ponei n-aveți? Nu e ponei, e mult, dar dacă mi-l înapoiați, mai trăiesc și eu o lună, două. Vă rog frumos! Dacă nu vă plătiți amenda, calul rechiziționat este adoptat și ajunge la grădina zoologică. Mami, ce ai făcut la grădina zoologică? Tati, am fost cu doamna educatoare și cu bunicul și cu unchiul și ne-am suit pe cal și ne-am plimbat și ne chezam. Iuhu! Făceam. Iuhu! Mai stai un pic, ce mai stai? Și ce ai mai văzut acolo? Am văzut și leul Unuțu. Regele junglei. Și stătea în bena de la Dacia Papuc. Și se uita așa la noi. Și rugea. Și n-ai mai văzut și altceva? Am văzut și iepuri care făceau așa. Și ce ai mai văzut, mami, acolo? Am văzut rațe, gâște, porci, porci mistreți. Așa, am văzut și de la pătat, leu de la pătat, adică tigru, vreau să zică, sau leopard. Mai stai un pic, ce mai stai? Și n-ai mai văzut altceva? Ba da, am mai văzut și niște păsărele, am văzut și o girafă mare și cămilă, de-aia cu două cocoașe. Mai stai un pic și mai stai un pic. Dar am văzut și vaci, de-alea cu coarne mari așa și cu țâțe de-alea așa, ca la bunica care trage de ele, știi? Săracul copil așa, îmi povestește, na. Mai stai, ce mai stai? Dar am văzut și oi cu mare vecinul, nu știu care, de la bunica. De-alea și albe și negre și crețe așa. Și capre. Și se uitau caprele cu iezii la mine așa. Și
S-au uitat ei zice trată. Buc! O căpățâna. Și ce mi-ai văzut tu? Am văzut și pești, pești, pești. Erau în apă și notau. Știi? Ăla cu copil. Așa se relatează. Uau, ce frumos. Știi? Și ce mi-ai văzut, mami? Multă lume. Știi? Și, da. Să nu vezi tu ursul lunuțu, mare ca casa, și regele junglei care stă în benă a unei daci, papuc, ce să mai. E ca și când și calul omului de etnie română, care cară și el lemne, peturi, fiare, ca să supraviețuiască, să-i dea pirandei și puradeilor de mâncare. O seară plăcută sau o noapte bună.